Salutare, prieteni! Acest mic device este capabil să aducă aproape pe orice unitate ce vine cu funcția de Apple CarPlay din fabrică, funcționalitatea unei tablete cu Android. În acest video vă voi explica despre acest modul, dar mai întâi să vedem ce anume primim în cutie. Modulul vine frumos ambalat în această cutie. Iată-l! Acesta este. Pe partea din față avem două LED-uri care ne confirmă funcționarea și modul de funcționare. Aici avem mufa de conectare USB-C. Practic la aceasta ne conectăm cu cablul spre mufa originală a sistemului multimedia. Iar aici avem două sloturi. Acesta este un slot pentru SIM de date, pentru cartele de date. Eu deja am introdus aici o cartelă de date, ne trebuie ceva mai ascuțit ca să putem scoate, iar în partea aceasta este un slot pentru card microSD. Pe card microSD putem pune fișiere multimedia, fișiere video, fișiere audio, fotografii, care ulterior pot fi redate prin playerul multimedia. Iar aceasta este partea din spate a modulului. În cutie mai avem două cabluri, unul este cu o mufă USB-C într-un capăt și USB-A în celălalt, iar celălalt cablu este cu mufă USB-C în ambele capete, pentru că există mașini care deja au conexiune pe USB-C. Și aici mai avem un manual al utilizatorului. Conectarea este foarte simplă, folosim cablurile potrivite tipului de conexiune ce are sistemul multimedia. Practic, conectăm un capăt la mufa USB a sistemului multimedia, iar celălalt capăt cu mufa USB-C îl conectăm la modul. În momentul în care am conectat modulul, acest LED-uri ne confirmă faptul că acesta a pornit. La prima conectare a modulului vi se va cere acordul de a accepta conexiunea spre Apple CarPlay. Îi dăm OK, după care imediat ce am dat OK, va fi afișat meniul modulului. Acesta este ecranul principal. Din el putem avea acces la lista de aplicații. Printre aplicații avem Google Maps, funcția de Bluetooth, telefon Bluetooth, mesagerie, apoi YouTube Music deja instalat, galerie, Google Chrome, magazinul de aplicații Play Store. În momentul în care suntem conectați la internet, fie prin SIM-ul de date, fie printr-un hotspot wireless, putem genera un hotspot pe telefon, avem acces la lista de aplicații disponibilă în Play Store. Odată ce ați pornit modulul multimedia și aveți conexiune la internet, puteți verifica dacă aveți instalată ultima versiune de firmware. De obicei, aceste versiuni rezolvă anumite bug-uri care pot apărea în timpul funcționării modulului. Eu deja am făcut un update, iată a mai apărut un update destul de apropiat ca și dată de lansare. Avem și aplicația TuneIn, de fapt eu am instalat-o din magazinul Play. Este aplicația care îmi permite să ascult radio online la o calitate mult mai bună decât radioul original. Putem privi clipuri de pe YouTube. Iată pe unul din canalele mele. Iar sunetul de pe acord cum este acesta, care nu a avut integrată funcția de Apple CarPlay și Android. Sunetul de pe sistemul acesta Android va fi redat automat prin sistemul audio al mașinii. Calitatea este una bună, putem selecta rezoluția la care să fie redat clipul. Putem alege varianta de rezoluție maximă. Evident, putem asculta și muzică de pe Spotify, cum spuneam mai devreme, sau de pe orice alt serviciu de streaming. Printre alte aplicații, putem folosi Waze,
care funcționează independent de telefon, la fel și Google Maps, care este integrat în acest modul. Trebuie să știți că modulul are și un senzor GPS integrat în el, tocmai de aceea nu va fi neapărat necesar să avem telefonul conectat. Deci, aceste aplicații pentru GPS funcționează independent de telefon. Atâta timp cât avem internet sau putem instala aplicații care funcționează offline și din nou le utilizăm fără a fi necesară conectarea telefonului. Modulul aduce funcțiile Apple CarPlay și Android Auto în versiunea wireless, adică putem conecta telefonul la sistemul multimedia, de fapt la acel modul, fără a mai fi necesară conectarea cablului. Deschidem aplicația AutoKit, după care noi va trebui să ne conectăm cu funcția de Bluetooth a telefonului la sistemul Bluetooth al modulului. Odată ce m-am conectat la Bluetooth, modulul urmează pașii pentru a conecta telefonul meu Android la sistemul Android Auto. Și practic în acest moment telefonul meu Android este conectat la sistemul multimedia fără cablu. Și am acces la toate funcțiile din telefonul meu prin această interfață Android Auto. Putem ieși din meniul modulului apăsând tasta Home de pe sistemul multimedia, dar acest lucru depinde de ce unitate multimedia aveți, sau prin a apăsa această scurtătură Car. În momentul în care am apăsat, din nou am ieșit. Revenim prin a apăsa butonul CarPlay și din nou am ajuns în meniul modulului Android. Tot de aici putem apela numerele de telefon fără a mai fi nevoie să luăm telefonul, să ținem telefonul în mână. Putem folosi Google Maps. Iată, chiar avem acest widget prin care ne este afișat direct aici pe ecranul principal. Sau putem merge în versiunea pe tot ecranul. Putem urmări filme de pe Netflix, dar atenție, nu faceți acest lucru în timpul deplasării, deoarece poate fi periculos și este interzis prin lege. Acest modul funcționează cu ajutorul unui procesor Snapdragon cu 8 nuclee. El vine în variante de 4 GB memorie RAM și 64 de GB memorie internă, sau există și o versiune cu 8 GB memorie RAM și 128 GB memorie internă. Bineînțeles că acea versiune cu 8 GB memorie RAM va funcționa mai bine decât aceasta cu 4 GB memorie RAM. Linkul de unde îl puteți cumpăra îl veți găsi în descrierea clipului sau în primul comentariu. Dacă acest clip v-a fost util, nu uitați să apăsați butonul like și subscribe. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!